Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Începe ediția explozivă, avem imagini și mărturii în exclusivitate în această seară. Țipete și disperare la concertul din sectorul lui Clotilde Armand. S-ar fi putut repeta tragedia din Clubul Colectiv. Tinerii pur și simplu s-au călcat în picioare ca să fugă din sală. Cine răspunde pentru ce s-a întâmplat acolo, doamnelor și domnilor? Venim imediat cu noi imagini și informații de la fața locului. Cel mai grav atac la președintele Klaus Iohannis. Reziștii sar la președinte, doamnelor și domnilor, disperarea reziștilor. Ce vor să facă, de fapt? Care este planul cu premierul Ciucă și președintele României? Operațiunea de distrugere a premierului continuă. Reziștii vor să îl distrugă cu propagandista în pielea goală. Avem noi informații și dezvăluiri în exclusivitate în această seară. Și tot aici, maestrul Dan Puric ne va povesti, doamnelor și domnilor, tot ce i s-a întâmplat. Un atac scandalos la maestrul Dan Puric. Ce îi fac exact reziștii, ne va povesti totul aici în această seară. M-am pregătit interviuri eveniment în zi de mare sărbătoare. Marele Piersic, o surpriză unică cu Dan Negru și Părintele Necula. Inegalabilul Florin Piersic, în această seară, așa cum nu l-ați mai văzut, iar Părintele Necula, mărturii de suflet, doamnelor și domnilor, în seara de flori. Totul despre durerea unui popor, ce au avut de îndurat românii în ultimii ani. Aveți toate motivele să rămâneți cu noi. Este o seară specială și invitații sunt pe măsură. Le mulțumesc foarte mult. În studioul România TV îi spun bun venit cunoscutul avocat Mariana Ștefan. Doamna Ștefan, bine ați venit, bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Alături de cunoscutul analist politic Gelu Vișan. Bună seara, domnule Vișan. Chiar sunt aici să rămână, bună seara. La mulți ani, Violeta, cred că producătoarea ta, am vorbit cu Violeta, la mulți ani și tuturor Florinilor de la România TV și, în general, la mulți ani la totul. Da, și ție. Vă mulțumesc în numele colegilor și le transmit, iată, urările dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, împreună cu noi, îi mulțumesc foarte mult profesorul Cristian Troncotă. Domnule profesor, bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îi salut cu respect pe distinși dumneavoastră invitați. Nu mai are nevoie de nicio prezentare, este aici în studioul nostru cunoscutul avocat Gheorghe Piperea. Domnule Piperea, bine ați venit în studioul nostru, bună seara. Bună seara și mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Și eu vă mulțumesc foarte mult, breaking news chiar acum. Au fost țipete și disperare la concertul din sectorul lui Clotilde Armand. Un concert desfășurat, doamnelor și domnilor, aici în sectorul 1 a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. Sute de tineri s-au îmbulzit să fugă din sală. S-au călcat pur și simplu în picioare. O să vedeți imaginele după ce un individ a dat cu spray paralizant în mulțime. Poliția a intervenit de urgență. Câțiva tineri au fost și răniți. Priviți imaginile. Panica a fost creată în urma unei altercații între doi indivizi. În momentul în care unul dintre ei a început să dea cu spray paralizant, s-a creat o îmbulzeală uriașă. Pe imaginile postate pe internet se poate observa cum mai mulți tineri au început să se calce în picioare în încercarea de a ieși, în timp ce alții care se aflau pe podea erau trași afară de agenții de pază. Trapsodia! Polițiștii și mai multe echipaje medicale s-au deplasat imediat la fața locului. Autoritățile au deschis o anchetă și continuă să facă cercetări pentru a stabili persoanele vinovate pentru incidentul care s-ar fi putut transforma într-o tragedie.
Chiar se putea întâmpla asta, stimați invitați, doamnelor și domnilor, chiar o minune a făcut să nu vorbim acum, Doamne ferește, despre mulți răniți sau și mai rău. Asta s-a întâmplat, domnule Vișan, aici în sectorul lui Clotild. Evident, este nimeni infracțiune. Nu vorbește. Este, doamnă? Este infracțiune. Dar nimeni nu vorbește despre autorități, despre autorizație, despre ce s-a întâmplat acolo? Nu, cu certitudine s-au și sesizat din oficiu și sigur s-a deschis un dosar de urmărire penală potrivit dispozițiilor articolului 372 din Codul Penal. Portul de spray în astfel de locuri este infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Nu am auzit nici pe primăriță, domnule Vișan, să vină să spună, uite ce s-a întâmplat în sectorul meu, bine că s-a evitat, nu știu, în ultimul moment o tragedie, îi voi lua la rost sau, nu știu, cei care au organizat, pentru că, uitați-vă, pe imagini s-au călcat pur și simplu în picioare. Doamne ferește, ce a fost acolo? Da, să-mi fie cu iertare, dar ceea ce am văzut m-a cutremurat un pic, pentru că am revăzut cu ochii minții imaginile de la colectiv și mi este pur și simplu groază, mi este frică să mă gândesc la ce duce această neglijență din partea autorităților. De altfel, în sectorul 1, în ultimele două săptămâni se tot întâmplă astfel de lucruri, astfel de busculade la evenimente ale tinerilor. După ieșirea din pandemie, este un aflux foarte mare al tinerilor către aceste tipuri de concerte, însă, de exemplu, în cazul nostru, administrația publică locală, doamna Clotil, cu onor direcțiile pe care le are în subordine, nu cred că este foarte tare preocupată de ce nenorociri se pot întâmpla în sectorul domniei sale din punctul acesta de vedere. Atunci când la colectiv s-a întâmplat nenorocire, au strigat ca disperații, ca apucații să se ducă la pușcărie, au și făcut dosar penal pentru corupția ucide lui Piedone, dacă nu mă înșel. Iar aici, practic, puteam să asistăm la o catastrofă și nu s-a luat niciun fel de, sau mai bine zis, nu s-a prevenit o astfel de situație. Că e dosar penal, poate să fie și 3 dosare penale, putea să se întâmple o nenorocire. Eu vă spun, dacă din acest mandat al lui Clotil Armand ieșim oarecum întregi, adică cu un număr mic de victime, pentru că noi nu știm câți au murit din cauza gunoiului, câți au murit din cauza mușcăturilor de șobolani, nu știm câți au murit din alte cauze generate de Clotilde Armand, cum ar fi poluarea și așa mai departe. Dacă ieșim din mandatul ei pe sectorul 1 cu un număr mic de victime, suntem oarecum mulțumiți. A, că statul și oamenii nu știu să o dea în judecată pentru ceea ce, ce nenorocire a adus acestui sector este alta. Să sperăm că nu vom avea foarte multe victime, pentru că oricum este clar că până în acest moment au fost multe victime în acest sector, datorită incompetenței și răutății acestei doamne. Un nou breaking news, doamnelor și domnilor, chiar acum. Atac tot mai disperat al reziștilor la președintele României, Klaus Iohannis, speriați de sondajele care arată clar USR în cădere liberă. Iată, ei reziști și încearcă să câștige capital electoral cu atacuri din ce în ce mai dure la șeful statului. Președintele partidului, fostul ministru Cătălin Drulă, susține și citesc că președintele Iohannis este un proiect al serviciilor secrete încă din perioada Grifco. Doamnelor și domnilor, sunt tot mai multe acuzații. Vedem cu toții. E disperare și degringoladă în tabăra USR. Suprarea breziștilor, neomarxiști, autointitulați mai nou moderniști, a ajuns în aceste zile la cote maxime. Disperați și, nu, stimați invitați, că au fost scoși de la butoane și că vor deveni istorie, nu știu, precum poate pe PDD-ul, Drulă și oamenii săi au început, iată, atacul la președinte, atacul la coaliție de guvernare și la premier. O să aflați puțin mai târziu de cine se folosesc în tot acest plan, chiar acum imaginile.
Confruntați cu scăderea drastică în sondaje, useriștii prin vocea președintelui interimar Cătălin Drulă s-ar disperați la gâtul coaliției de guvernare, descoperindu-l pe marele trădător al curentului neomarxist, rebotezat între timp modernist. Au fost dați afară de la guvernare. În fapt, dincolo de formalismul gesturilor, asta era o decizie, după mine, deja luată. Arhitectul acestei decizii este Klaus Iohannis și el este și cel mai mare trădător al misiunii al unui curent modernist în România. Ne vorbea de modernizare, de justiție și am văzut că a abandonat complet partea aceasta de justiție independentă, puternică, care se poate să ia de gât și cu politicienii. Și am intrat într-o această mare pace iohaniană, o liniște, un sistem care nu vrea să fie deranjat. Ce a fost modernist în comisioanele grase pentru consultanță din PNRR-ul întocmit de useristul Ghinea? Ce a fost modernist în singura preocupare obsesivă a lui Stelian Ion când a fost ministru al justiției de a desființa SIJ, asta deși Curtea Constituțională stabilise că înființarea ei a fost constituțională? Ce a fost modernist în faptul că useriștii trăgeau sforile pentru a-și pune oamenilor în posturile cheie de procurori și judecători cu scopul de a controla justiția fără a fi preocupați vreo clipă de bunătățirea legilor justiției? Sunt doar câteva întrebări despre marile realizări ale guvernării useriste. Adepții ai scandalurilor permanente cât timp au fost la guvernare, useriștilor nu le place că acum partenerii actualei coaliții au început să se înțeleagă. Pentru ei, liniștea este obositoare. Așa că au început cu atacul la adresa premierului Nicolae Ciucă pe tema presupusului plagiat al tezei sale de doctorat. Dar văzând că nu prea au avut succes, deși în operațiunea specială au fost aruncate însemnate resurse logistice și financiare, reziștii acuză militarizarea României. Sunt oameni care pe canale oculte vor să pună o liniște de tip iliberal peste România și noi ne vom lupta cu ei. Și nu trebuie să uităm aici rolul celor care sunt arhitecții și acum predau ștafeta. Iohannis, sprijinit de politicianul care n-a încetat niciodată să devină politician, Eduard Helvig. Un șef de serviciu secret n-ar trebui să facă politică, ar trebui să se ocupe de misiunea serviciului de informații. Iohannis și cu Helvig îl păstoresc acum pe Ciucă ca să devină continuatorul proiectului. Iohannis va fi proiectul Ciucă. Stau pe margine și aruncă cu semințe. A fost replica genială a lui Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al PNL, după atacul la adresa lui Iohannis. Eu cred că oamenii serioși din țara asta, oamenii care înțeleg responsabilitatea actului de guvernare, nu sunt interesați de aceste atacuri din partea unor oameni care stau pe margine și aruncă cu semințe. Văzând că nu au avut succes nici cu atacul la adresa PNL, useriștii s-au năpustit asupra UDMR și au depus la Camera Deputaților o moțiune simplă în care au cerut demisia ministrului mediului Țanțoș Barna. Peste noapte, acesta ar fi devenit, în opinia semnatarilor moțiunii, principalul vinovat de tăierile ilegale de păduri din România. Este o moțiune a trompetiștilor disperați, s-a apărat Barna. A început scăderea vertiginoasă în sondaje USR. Românii v-au taxat pentru deciziile greșite pe care le-ați luat, ați ieșit de la guvernare, ați organizat alegeri, ați demis un președinte proaspăt ales, ați falimentat câteva administrații locale, Timișoara cu frigul în case, Bucureștiul cu gunoiul pe stradă. Ați rămas în opoziție, izolați, alături de un partid nedorit de niciun politician european. Într-un cuvânt, ați eșuat. Și din cauza eșecului și scăderii în sondaje, v-a copleșit disperarea. Disperarea și spaima că veți ieși din această scenă politică și disperarea că veți fi un fel de PPDD, un partid cometă care apare și dispare, și disperarea i-a activat pe trompetiștii binevoitori și diletanți ai partidului, și tot disperarea v-a cupleșit în momentul în care ați venit cu această moțiune simplă. Vă spun sincer, ca politician aș putea să vă înțeleg, pentru că noi avem această problemă, acest stres,
această provocare de a depăși din 4 în 4 ani 5% pragul electoral. Nu este plăcut, dar ne-am obișnuit cu această provocare. Dar pentru o echipă, un partid care visa să conducă de unul singur o țară, 8% în sondaje și trendul descendent spre pragul electoral, este într-adevăr un factor semnificativ de stres, ca să folosesc o expresie elegantă. Iată o radiografie excelentă a eșecului în politică al celor care s-au crezut salvatorii României. Cum era de așteptat, moțiunea simplă a fost respinsă. O victorie în Parlament pentru mafia lemnului și gunoiului a fost reacția politicianistă a celor de la USR care au uitat că tocmai primărița lor, Clotilde Armand, a semnat un contract pentru colectarea gunoiului din sectorul 1 cu o firmă italiană despre care se știa că a avut legături taman cu mafia italiană. Între timp, degringolada continuă în USR Plus. Conform G4 Media, Dacian Cioloș, încă membru al partidului, ar încerca să-i convingă pe parlamentarii din partid să-l urmeze în demersul său de a înființa un nou partid. Numai că Drulă a aflat și a pus mâna pe rangă. Doamnă, domnilor, domnule profesor Troncotă, ei, marii salvatori ai României, păi nu ei au fugit, s-au speriat, au cedat, au clacat? De unde această disperare? Și îi vedem pe trompetiștii USR care în fiecare zi vin cu aceste mesaje și cu aceste atacuri din ce în ce mai dure, mai grave. Să știți că felul cum se comportă ei acum în opoziție vine să le dezvăluie practic adevăratele lor intenții, ca să nu spun adevărata lor valoare în probleme de administrare a statului. Practic, nu numai că n-au adus nimic nou, au vrut să revoluționeze ceva care este foarte greu de revoluționat. E vorba de un sistem care s-a creat cu foarte mare greutate, e adevărat un sistem care funcționează, nu-i așa, cu foarte multe imperfecțiuni. Dar este un sistem cu care noi am intrat în Uniunea Europeană, ne-am integrat în NATO și uite că acum avem și foloase de pe urma acestei strategii de integrare euroatlantică. Și ei acum ce vor, domnule profesor? Ce vor ei? Okay. Ce vor ei? Păi, vedeți, ei atacă acum la vârf, începând cu domnul Iohannis. Aici este de discutat. Îl atacă pentru ce? Că a trădat curentul modernism. Păi, ce înțeleg ei prin modernism? Înseamnă ignorarea Constituției. Știi că și domnul Iohannis a avut câteva momente din cariera politică la vârf de până acum, unde ne-a demonstrat că a încălcat Constituția. Dacă omul a înțeles că trebuie să respecte Constituția și să țină cont de votul majorității românilor și a găsit această formulă, lor nu le mai convine și îl consideră un trădător. Un trădător pentru faptul că nu mai sunt scandaluri politice. Păi nu ne aducem aminte ce scandaluri teribile erau oamenii. Românii să și scârbiseră, de-aia și absenteismul ăsta foarte mare la vot. Deci, practic, ei nu mai au adversari, își inventează adversarii, își inventează curente politice pe care le-ar reprezenta, numai că sunt total în afara a ceea ce românii se așteaptă. Dar guvernare. Da. Oamenii ăștia, domnule avocat Piperea, ce au făcut? Păi nu au avut toată puterea? Nu au renunțat în poate cele mai grele momente? Păi să ne amintim sau să le amintim ce au făcut, de exemplu, cei de la sănătate, când aveau de pregătit, când era pandemia întoi și ce era în toate spitalele din țară? Păi nu, ei au ieșit și au spus gata, noi plecăm. Ce vor acum? Eu nu i-aș plânge, nu le-aș plânge de mâine milă că au ieșit de la guvernare, cu siguranță nu. Foarte bine că am scăpat de ei.
Sunt niște infantili în tot ceea ce fac. Au fost niște impostori, mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, cei mai vizibili, începând cu acel domn Voiculescu, care n-a știut nici până acum să ne arate dacă este sau nu absolvent de facultate la Viena. Dar știți ce? E foarte interesant din discursul domnului Drulă, da, care la fel ca și partidul său, nu știu dacă are căderea să vorbească despre aceste lucruri, dar din discursul domnului Drulă eu am extras două lucruri extrem de dure și care ne fac bine și nouă până la urmă, că ne pune o altfel de oglindă în față. Pardon, ne permite să punem o altfel de oglindă în fața domnului Iohannis. L-a făcut cel mai mare trădător. Domnul Iohannis, care într-un fel sau altul e o cauză, una din cauzele pentru care există salvatorii României, domnul Iohannis este făcut în momentul de față cel mai mare trădător. Eu am impresia că e din alt film ce aud. Nu-mi vine să cred. Asta este unul la mână. În al doilea rând, despre Helvig. Vorbește din Parlament sau de unde a vorbit domnul Drulă și spune că Helvig ar trebui să facă mai puțină politică. Cum? Poftim? Helvig cine face politică? Cine le dă teme acestor oameni? Nu știu cine le dă teme, dar eu aș vrea să-i reamintesc domnului Drulă și mergând așa, retroactiv, domnului Cioloș, domnului Barna și înainte de el domnului Nicușor Dan, da, că foarte multă lume, inclusiv noi, inclusiv RTV, au ridicat, aș spune mai mult decât suspiciune, au ridicat niște întrebări, e destul de bine întemeiate, dacă nu cumva USR a fost creația SRI, inclusiv a domnului Helvig. Ce s-o fi întâmplat între USR pe de o parte și vreau, Helvig vreau, pe de altă vreau parte, să știți că mai avem de o altă informație. O, da, deci e clar, asta ce spun și analiștii în poate ultimele zile, în ultimele ore, adică debitează, iată, noul lider al USR, clar cu temere făcute și merge cu acest atac la cel mai înalt nivel, probabil disperați și de sondajele care au apărut în ultimele ore chestiune. Și sunt ei chiar clar, sunt în cădere liberă. O nouă informație de breaking news. Continuă operațiunea de distrugere a premierului general, documentul bombă de la parchetul general exclusiv care demontează, doamnelor și domnilor, minciuna propagandei. Reziștii vor să-și ducă planul la capăt cu propagandista care a apărut, știți foarte bine, acele imagini ce nu pot fi relate la televizor în pielea goală. Chiar acum, în direct cu noi, doamnelor și domnilor, colega noastră, Raluca Mândoiu, are toate informațiile, vă spuneam, documentul bombă de la parchetul general. Raluca, bună seara, te ascultăm, despre ce este vorba. Bună seara, într-un răspuns oficial pentru România TV, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îl contrazice practic pe șeful Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Asta după ce șeful acestei instituții ar fi declarat că nu pot continua verificările în privința presupusei teze plagiate a premierului pentru că parchetul ar fi dat acest ordin. Iată însă că în documentul trimis către România TV la solicitarea jurnaliștilor noștri, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție infirmă această informație. Ba mai mult, ancheta în acest caz la nivelul parchetului general merge mai departe, evident, în paralel cu cea care poate să aibă loc la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor. Întregul scandal în acest caz a izbucnit după ce premierul Nicolae Ciucă a fost acuzat că ar fi plagiat aproximativ 47 de pagini din teza sa de doctorat. Acesta a susținut însă că este nevinovat. E clar, sprijinită masiv de reziști, polițista plagiatelor, stimați respectatori, continuă operațiunea specială de compromitere a premierului Nicolae Ciucă, acuzând faptul că, din cauza dezvăluirilor legate de plagiatul acestuia, i-ar fi victima unei operațiuni de compromat cu niște poze de ochiate. We'll be right back.
3. Povestea eroinei Emilia Șercan. Fac apel la un strop de logică. Emilia Șercan publică în luna ianuarie un articol în care îl acuză pe premierul Nicolae Ciucă de plagiat. Tot ea spune că softurile antiplagiat nu pot detecta plagiatul, dar a reușit ea. Stop! Deci marea jurnalistă deontologă care pozează de ani buni în Călugăriță s-a pozat grotesc. Nimic nou, am văzut mai rele. Aflăm apoi de la ea că aceste poze porno au scăpat în presă și că e de fapt șantajată cu ele, iar motivul ar fi plagiatul lui Ciucă. Păi, wait, nimeni nu știa nimic de poze până nu le-a făcut ea super PR. Povestea e simplă, acest circ de doi bani are loc nu pentru a o compromite pe Emilia Șercan, ci pe Nicolae Ciucă. Ne isterizăm în masă doar pentru că face Emilia Șercan turul televiziunilor să ne spună că e abuzată. Indecent, da. Și este de-a dreptul obștie. O întrebare vreau să vă pun. Vă considerați jurnalist? Asta nu-i treaba noastră. Nu, vă întreb. Ce faceți voi este indecent și obscent. Obscent. Deci, obscent. Ceea ce este la televizor este indecent și obscent. Vreau să vă pun o întrebare. Răspundeți la o întrebare? Nici la nimic. Dumneavoastră, răspundeți la... Cine este Emilia Șercan? Se întreabă în continuare jurnalista independentă Anca Andrei și tot ea răspunde. O doamnă care și-a făcut târziu facultatea la fără frecvență și care a absolvit cu o lucrare de licență plagiată. Există N documente online care arată asta. Apoi, Emilia Șercan cumva ajunge favorita lui Sorin Ovidiu Vântu la Realitatea și face tot felul de nefăcute. Dar știe ce a însemnat de fapt marele compromis cu Vântu de la Realitatea pe care pare să-l regrete acum eroina Șercan. În anul 2008, jurnalista Emilia Șercan era angajată la publicația Evenimentul Zilei și trăgea cu toate tunurile din dotare în puternicul zilei Sorin Ovidiu Vântu, zis și Sov, patron al postului de televiziune Realitatea TV. La acel moment, Realitatea TV era o televiziune de top și avea o echipă foarte bună de reporteri de investigații care produceau emisiunea Reporterii Realității. O emisiune cu mare audiență și, pe deasupra, premiată pe merit de Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România. Deși nu avea nevoie de forțe proaspete, echipa s-a trezit peste noapte cu un nou angajat, Emilia Șercan. Cel mai probabil ca să-i închidă gura, Vântu a extras-o de la Evenimentul Zilei și a angajat-o la televiziunea sa, oferindu-i un salariu de 8.500 de euro, de vreo 7-8 ori mai mare decât salariul unui reporter de la Reporterii Realității. N-am auzit-o atunci pe eroina Șercan să protesteze în piață, pentru că mogulul pe care îl investiga cu sârg ar fi vrut să-i cumpere în acest fel tăcerea. S-au cheltuit 600.000 de euro pentru viralizarea acuzațiilor de plagiat pentru Ciucă. De ce? Pentru că scoaterea din joc a lui Ciucă acum înseamnă să pui cărțile de la început, să începi negocierile pentru formarea unui guvern și să ajungi eventual din nou la introducerea USR-ului în guvern. După ce au încercat fără succes cu ajutorul Emiliei Șercan să-l scoată din joc pe generalul Nicolae Ciucă, reziștii reîncălzesc ciorba cu aceste poze de ochiate, doar o ieși ceva de aici. În acest fel, eroina Emilia Șercan, în loc să-și clarifice suspiciunile legate de plagiatul tezei sale de licență, organizează conferințe de presă cu rol de autovictimizare. La ultima acțiune de acest fel, ținută în prezența deontologilor rezist Gabriel Liicianu și Radu Paraschivescu, ea a ales să cenzureze presa, dându-i afară pe jurnaliștii de la Realitatea Plus. În 2016, conform Wikipedia, ActiveWatch, agenția de monitorizare a presei, ea a acordat Emiliei Șercan premiul pentru libertate de exprimare. Mare greșeală! Ce aveți de spus, domnule Vișan? Această operațiune specială, de unde se dau ordinele? Pentru că ați văzut în filmul nostru despre cine vorbim. Mi-a plăcut termenul operațiune specială din Rusia, dar... Ce să vă spun? Sunt mai multe lucruri, să vă repede și, și obiectiv. Unu, doamna Șercan spune despre domnia sa că este o impostoare. Eu nu am văzut alte fotografii. Înțeleg că e foarte supărată că au apărut și alte fotografii pe care domnia sa le-ar fi făcut și au apărut în spațiu public. Asta e problema domniei sale. A spus despre dânsa că este o impostoare. În al doilea rând, adică impostoare în toate sensurile, impostoare în media, dânsa a spus că nu avea ce să caute în televiziune, că habar nu are
și că de fapt a făcut jocul dublu și jocul lui Sorin Ovidiu Vântu, care dorea să-și elimine niște adversari. Impostoare în sensul că a mințit, asta spunea în emisiunea aia, dânsa despre dânsa, eu nu spun nimic altceva. În al doilea rând, pare se că atunci când cineva trebuie să fie un picuț murdărit, în cazul nostru domnul Ciucă, lucrurile sunt sau se apelează la Emilia Șercan, care, deloc întâmplător, este sprijinită cu toată forța de cine? De cine ați vorbit ceva mai înainte? De USR, de Clotilde Armand și de gașca lor. Noi la aceeași mare întâlnire cu 30 de oameni, 40 de oameni care susțineau o aiureală, și anume că de ce a apărut Emilia Șercan goală, nu știu, a apărut ca așa a vrut să se fotografieze. Printre altele, acești oameni erau de la USR, susținuți cu toată forța de la USR. După cum spune și premierul Adrian Năstase, avem de-a face cu o acțiune de denigrare în care s-au băgat foarte mulți bani. Sute de mii de euro, spunea premierul. 600 de mii de euro, da. Spunea domnul Adrian Năstase și nu am niciun motiv să nu-l cred, pentru că domnul Adrian Năstase e unul dintre oamenii, și vă spun că știu lucrul ăsta, unul dintre oamenii foarte bine informați din această țară. Are informațiile la prima mână, cum avem și alții dintre noi câteodată. Însă, faptul că USR-ul aruncă, și cu niște securiști bătrâni, aruncă atâția bani, sau mai tineri, în încercarea de denigrare a premierului Ciucă, este în legătură cu cei, nu știu, 9-10% cât mai are USR-ul în acest moment și care se prăbușește fulminant. De fapt, vedeți că aceste atacuri au fost concertate. Dumneavoastră în emisiune ați spus lucrul ăsta, s-a văzut cu ochiul liber. Sunt atacurile împotriva lui Klaus Werner Iohannis, sunt atacurile de militarizare și sunt atacurile împotriva lui Ciucă. Cu cât mai multe astfel de atacuri, cu atât USR-ul, care e în spatele acestor atacuri, se va duce mai mult în jos. Este străveziu și fac ceea ce au făcut toți micii securiști întotdeauna, pentru că ăsta este partidul inventat de micii securiști, nu de SRI. Nu SRI-ul a făcut așa ceva. Micii securiști gen Coldea. Să știți că SRI-ul, când s-a debarasat de Coldea, s-a și curățit în mare măsură și nu este cazul. Supărarea lui Drulă legată de Helvig este în mod special legată de faptul că Helvig l-a dat afară. Haideți să revenim puțin, vă rog, aici, la documentul pe care l-a prezentat puțin mai devreme și vreau să merg la doamna Ștefan. Deci am prezentat și documentul de la Parchetul General, care chiar clar demontează minciunile propagandei. Doamna Ștefan, ați văzut ce scrie pe acel document negru pe alb. De asta vă întreb cât de mare e operațiunea care, iată, continuă și ei merg mai departe și ne spunea domnul Năstase de, iată, peste aproape 600.000 de euro. Adică... Să știți că, în general, onoarea este ca tinerețea. Odată pierdută, nu se mai întoarce înapoi. Dacă la un moment dat a fost de vânzare onoarea doamnei despre care ați făcut referire, nu vreau să-i pronunț nici măcar numele, asta nu înseamnă că nu va fi mereu de vânzare. Acum este de atacat domnul Ciucă, evident, pentru că este un general al armatei române, pentru că a depus un jurământ de credință față de statul român, pentru că are foarte multă putere și oamenii au încredere în domnia sa, cel puțin până în prezent nu a făcut nicio greșeală de când a fost numit în funcția în care este numit și tot respectul pentru domnia sa. De asta are idei extraordinare și evident, USR este profund afectat. Cum au îndrăsnit să-i scoată pe ei, Dita Mai, copiii unor generali din politică, pentru că domnul Drulă, știți foarte bine, este un fiu de general Sie, care are un trecut legat de armament, de anumite afaceri.
în mass media s-a discutat mult despre acest aspect. Nu este momentul să discutăm despre domnul Drulă, dar știm foarte bine ce gen de politică a făcut. Una agresivă, una contrară intereselor statului român și dacă au ieșit de la guvernare, ce bine că au ieșit, sper să nu se mai întoarcă niciodată. În timpul acestei operațiuni, doamnelor și domnilor, de compromitere, ați văzut până unde s-a ajuns președinte și premier și ați aflat mai multe detalii din planul reziștilor. În tot acest timp, guvernul se teme de un blackout în România. Chiar acum venim cu informațiile. Așa cum vă spuneam, iată, autoritățile se tem de un blackout în România în viitor. Ce ni s-a ascuns? Care sunt informațiile importante? Doamnelor și domnilor, chiar acum colega noastră Flaviana Marcu împreună cu noi vine cu toate datele importante. Flaviana, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Ministerul Energiei a publicat proiectul unei ordonanțe de urgență dedicată finalizării centralei pe gaze de la Iernut. Un proiect întârziat, dar vital pentru sectorul energetic național. Guvernul spune că, pe fondul opririi programate a unui reactor, dar și a interconectării sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei cu cel european, este posibilă apariția unui blackout, ale cărui efecte pot fi înlăturate prin funcționarea unei capacități noi. Nota de fundamentare justifică urgența adoptării acestui act normativ prin oprirea programată pentru 2 ani a unității de la Cernavodă în 2027, în paralel cu situația nou apărută în Ucraina. Producătorul național de gaze RomGaz a semnat în 2016 un contract în valoare de 268 de milioane de euro pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut. Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosință la începutul anului 2020, potrivit planurilor inițiale. În vara trecută, RomGaz a reziliat contractul din cauza întârzierilor, după mai multe amânări succesive ale acestui moment, iar noul proiect vine să descâlcioască această situație. El arată că dacă un contract pentru construirea unei capacități energetice a fost reziliat și mai este de executat mai puțin de 40% din el, beneficiarul poate avea mai nou două opțiuni. Fie să continue pe un contract nou, proiectul cu aceleași contractant, fie să atribuie prin negociere directă lucrările pe un nou contract, altei companii care poate dovedi că îl termină. În ambele cazuri există posibilitatea de a se depăși valoarea inițială a lucrărilor rămase de executat. Tot auzim cuvântul ăsta, domnule profesor, tot mai des, pe unii sperie. Ce înseamnă exact blackout? Vedem ce se întâmplă, ce exerciții, ce simulări se fac, de exemplu, în Austria și despre ce vorbește armata de acolo. Iată, acum avem și aceste informații de aici, de la noi. Ce să mai credem? E foarte greu de crezut că se va întâmpla așa ceva. Asta înseamnă practic să se întrerupă curentul în întreaga țară, ceea ce este imposibil. Imposibil. Și austriecii au avut sigur opiniile lor, dar să nu uităm că Austria nu este un stat care să facă parte din NATO. Și atunci își permiteau orice fel de scenarii și de strategii legate de problema aceasta a energiei electrice. La noi nu se poate întâmpla așa ceva. Avem suficiente rezerve, încât cred că este exagerat sau, mă rog, termenul din punctul meu de vedere nu este deloc...